tot aici sunt, tot în pijamale sunt, aceleași pijamale, pentru că nu le schimb de 70 de ori pe zi. Despre ce vorbim în video de astăzi? Unul la mână, am să vă arăt... De fapt, nu. Vă arăt mâine. Nu, vă arăt mâine. Astăzi vorbim despre idei de cadouri. Și înainte de idei de cadouri, vreau să vă arăt singurele două cărți care au legătură cu Crăciunul din toată biblioteca mea. Una dintre ele deja ați văzut-o pentru că am primit-o de acasă și se cheamă O dorință de Crăciun. Este așa. Am citit-o când eram acasă cu ceva timp. Ea este apărută în anul 2011 la editura Litera. Litera. Lira, cred că. Da, Lira. Nu știu de ce am zis Litera. Are, ia să vedem, are 271 de pagini. Să vă citesc și ce scrie pe spate. Hai să vă citesc ce scrie pe spate. Dar de fapt nu vă citesc, că o să fie un video lung. Vă las, uite așa. Și dacă vreți, puneți voi o pauză și citiți. Iar cea de-a doua carte, pentru că am numai două, chiar m-am uitat în bibliotecă și am numai două, nu-mi vine să cred. Trebuie să-mi iau mai multe cărți despre Crăciun. Se cheamă Miss Millas Feeling for Home, for Snow, for Home, for Snow. Este publicată în anul, vă arăt imediat, este publicată în anul... Doamne, dar când e publicată cartea asta, că nu văd. Copyright. Dar nu scrie când e publicată. Scrie mai parte de copyright. Deși cred că e prin 1992-93, ceva de genul. Da. Da, a fost publicată în... Da, de la această editură vintage în anul 1996. Wow, eu aveam 3 ani atunci. Și arată așa. Are fălgușori. Și are un wrap-up dintre ăsta de cadou. I think more highly of snow and ice than of love. Încă nu am reușit să o citesc. Mi-am propus să o citesc, dar nu am reușit. Poate vă dau o șansă acum de Crăciun. Dacă tot sunt așa sărbătorile, deși mai am încă 100 de cărți de citit, dar nu se știe niciodată. Dar, ca să schimbăm un pic macazul, haideți să vorbim despre idei de cadou. Idei de cadou pentru femei, bărbați, la copii nu mă bacă, la copii tot timpul le luăm jucării și chestii de gen, dar de fapt o să zicem și de copii. Femei, bărbați, copii, mamă, tată, bunică, bunic și ce mai vreți voi. Și cum o să fac? Dacă sunt niște chestii specifice bărbătești, vă voi spune, dar majoritatea se pupă și la una și la alta. Pentru copii, v-am spus, puteți să le luați jucării, pentru că, bine, dacă sunt micuți, dacă sunt mai mari, nu știu, poate puteți să-i duceți la un atelier de ceva, puteți să le luați o carte care le place, uite, puteți să le luați Harry Potter. Zic și eu, niște jocuri dintre astea mai interactive, gen, și eu când eram mică, jucam Scrabble foarte mult. Puteți să le luați așa ceva, Monopoly, nu știu, orice joc și să vă jucați, că știu că nepoata mea are niște jocuri foarte interesante, păcat că sunt în cehă, de gen cultură generală sau ceva de genul, despre istorie, despre geografie și foarte mișto, sunt chiar niște întrebări la care stai și tu și ești... cred că trebuie să mai merg o dată la școală ca să mi-aduc aminte, glumesc. Dar acum hai să trecem la lucruri mai serioase pentru adulți, ca să spun așa. Și dacă tot vorbim de cărți, puteți să faceți cadou o carte. Sau, eu consider că puteți să faceți cadou o carte doar atunci când știți gusturile persoanei respective. Știți că îi place să citească, nu știu, SF, știți că îi place să citească romans, știți că îi place să citească, nu știu, autobiografii, da?
Da, atunci puteți să-i cumpărați, dar consider că puteți da greș cu anumite cărți, în sensul că dacă mie îmi place o carte, lui s-ar putea sau ei s-ar putea să nu-i placă și să o găsească, nu știu. Ok, am primit-o, dar n-am chef să o citesc, punct. Dar, dacă nu vreți să cumpărați o carte, adică dacă considerați că nu știți ce gusturi are persoana respectivă, personal consider că ar fi ok să achiziționați un voucher la Cărturești, la Litera, la Emag, la Elefant, nici nu știu la care mai sunt vouchere. Book Depository, în caz că vreți să-i luați ceva pe limba engleză și vreți să aibă transport gratuit, pentru că Book Depository are transportul gratuit all over the world. Așa că, da, asta este o idee de cadou. O altă idee de cadou, pe lângă carte, ca să terminăm cu capitolul cărți. Ținând cont că este Crăciunul, nu știu, puteți să-i luați lui sau ei clasica pijama de Crăciun pe care toată lumea o ia, un pulover, un hanorac, mănuși, căciul, fulare, chestii de genul. Eu mă uit aici pentru că mi-am notat pe un caiet. Dar încercați să le luați cumva un pic mai comice, ceva de genul care să fie ok, uite, e Crăciunul, hai să-ți ia ceva, nu știu, un pullover cu Grinch sau ceva de genul. Why not? Sau ceva mai serios, dacă știți că persoana respectivă nu ține la glum. Pentru bărbați, puteți lua o sticlă de vin mai diferită, nu ce găsiți în Kaufland, Carrefour și așa. Duceți la un magazin specializat de asta cu băuturi. Știu, s-ar putea să coste mai mult, dar s-ar putea să vedeți că, wow, super, chiar are gusturi sau chiar îmi place ideea asta. Sau puteți să-i luați o sticlă de băutură mai scumpă, gen un whisky mai de calitate, nu Jack Daniels ce îl găsiți în Kaufland pe raft sau chestii de genul. Dacă știți că persoana respectivă apreciază, să zic așa, o băutură mai rafinată sau nu. Dacă știți că nu bea și nu-i place chestia, adică nu bea, nu că nu bea, ne se pune sub masă, nu. Dacă știți, nu știu, că îi place o băutură mai specială, de ce nu puteți să-i cumpărați? Eu, de exemplu, știu că prietenul meu, pe lângă Pălinca, asta e partea a doua, Pălinca de acasă, caz că n-ați văzut video de ieri, vă las cart pe sus, pe aici, îi place gustul de whisky, dar nu whisky-ul Jack Daniels, GB-ul și chestiile de genul pe care le găsiți în market. Niște whisky mai special, care costă. Credeți-mă că am dat pe sticlă de whisky 6 milioane și eram... Ok, cred că e un pic cam mult, 600 de lei pe sticlă de whisky de 0,75 sau ceva de genul. Sau nu știu cât are, 750 de mililitri sau ceva de genul. Dar este un cadou pe care puteți să-l faceți de Crăciun sau de ziua lui. Dacă știți că fumează, nu știu, puteți să-i luați un cartuș de țigări sau de alea electronice, nu știu cum se cheamă, nu mă pricep, la fumat chiar nu mă pricep. La fel de bine puteți să-i luați o sticlă de băutură și unei femei, adică, hai să fim serioși, cred că și o femeie îi place să bea un pahar de vin de calitate la un moment dat sau, nu știu, să bea un shot de ceva, da? Nu cred că există cineva pe lumea asta care sub 18 ani, nu, plus 18 ani, vorbesc aici cu voi, care nu a degustat o băutură la viața lui. Așa, să trecem mai departe. Un alt lucru pe care puteți să-l cumpărați și lui și ei, pentru că eu asta vreau să vă dau exemplu acum, lucruri care puteți să le cumpărați și lui și ei, nu numai ei sau nu numai lui. Un abonament. Un abonament la sală, un abonament la not, un abonament la, nu știu, alte lucruri de genul, la patinoar, la ski, la domn, nu mai știe. De exemplu, aici, dacă vrei să mergi la patinoar, poți să mergi, ai 10 ședințe și dai 800 de coroane sau ceva de genul și ai un fel de reducere pe două ședințe. Sau dacă vrei să mergi la sală, ții abonament pe lună și plătești mai puțin decât dacă ai plătit, nu știu, pe 15 zile sau pe zi. Nu știu, dau și eu exemple. Și dacă știți că preferă lucrurile astea, puteți să-i cumpărați așa ceva. Dacă știți că este o persoană care activează în domeniul ăsta, care iubește sporturile și face sport. Dacă nu, dați cam greș cu chestia asta. Dar puteți să faceți chestia asta. Un alt lucru. Nu consider că ar trebui
să-i cumpărați doar dacă cunoașteți acea persoană foarte bine, da? Eu, de exemplu, pot să-i cumpăr mamei mele, tatălui meu, bunicii mele, un parfum sau o cremă sau chestii de genul, dar nu consider că un parfum este un cadou care ar trebui să vină. Da, vreți să-i cumpărați un parfum unui om și știți că, ok, uite, îi place, nu știu care, Gucci, nu știu ce parfum, sau parfumul de la Versace sau parfumul de la Burberry, da? Puteți să-l cumpărați dacă știți. Dacă nu, puteți să-i cumpărați un voucher cadou de la Sephora, Douglas, Notino și care mai sunt. Și la fel de bine poți să-și achiziționeze el parfumul sau poate vrea să-și achiziționeze altceva acea persoană. Și îl ajutați cu chestia asta. La fel de bine, nu consider, și aici chiar nu am văzut lucrul ăsta și din ce am citit, am mai vorbit cu oamenii și așa, știți că la noi de obicei se face cadou seturi de alea de gel de duș, bărberit și chestii de genul. Alea sunt cam personale, nu știu. Eu personal, dacă primesc un gel de duș de la cineva, consider că mă consideră nespălată, ca să vă zic sincer, acum comico-tragic, da? Știu că este în tradiția și în cultura noastră românească să facem cadou chestii de genul, dar încercați să faceți un voucher cadou cuiva, cred că va aprecia mult mai mult decât să primească un... Asta țineți cont și că puteți face și lucrurile de genul, nu zic nu, puteți să le faceți, depinde și de ce buget aveți. Acum, să fim serioși, nu toți au salariu nu știu cât, nu toți au atâția bani, nu toți pot să ofere atâtea lucruri. Puteți să faceți și un săpun de ăla de la Dove, dacă îl faceți cadou, este ok. Dacă știți că persoana respectivă folosește aceste lucruri și îi plac. Pentru că s-ar putea să dați greș cu unele dintre ele. Și primești un cadou care nu-ți prea îmi place, nașpa. Dar să trecem peste chestia asta. Au cremă, uite, puteți să-i faceți cadou o cremă cu ceva. Un alt lucru care merge și la bărbați, să spun așa, ați putea să-i faceți cadou o ședință sau două sau trei sau cinci sau câte sunt la un salon de ăsta de cosmetică sau la, nu știu, păr, ceva, un tratament care vrea și-l dorește tipa, da, de ăla cu keratină sau cum se mai cheamă și îl plătiți voi și, na, altă chestie mai scumpă, dacă vreți așa, o, uite, puteți să-i cumpărați pentru o tipă, pentru o doamnă vorbesc, da? Pentru o femeie, puteți să-i cumpărați o bijuterie mai specială, nu inelul de logonă, nu la asta mă refer. Dar puteți să-i cumpărați o bijuterie pe care știți că ea poate nu și-ar cumpăra-o sau poate știți că ea nu ar investi în trânsa. O pereche de cercei, un lanț, o broșă, chiar și un inel, o brățară, orice ar fi, dar genul ăla de lucruri, nu Pandora și ăsta Swarovski, care nu sunt, sunt și acolo lucruri scumpe, nu zic nu, că au niște prețuri la Swarovski câteodată că te trebuie, asta costă atât, da? De ce? Dar în fine, nu știu, ceva mai special, sunt atâtea magazine de bijuterii, ca să nu zic că puteți face și pe comandă unele dintre ele, dar asta e chiar special și probabil la un cost destul de mare. O altă idee de cadou, la fel de extravagantă și costisitoare, ca să spun așa, o excursie, un city break undeva, pentru amândoi. Sau numai pentru ea, sau pentru ea și prietena ei, sau numai pentru el și prietenul lui, ca să zic așa. Sau, nu știu, numai pentru dânsa, punct. Se ducă undeva singură, într-un city break, nu știu, undeva în Roma, îi luați bilet de avion și cazare și asta îi, știți? Dar am dat exemplu Roma. Undeva mai, nu trebuie să o trimiteți în Maldive, Doamne mă iartă, sau să-l trimiteți în Africa de Sud, ca să zic așa. Undeva apropiat, undeva unde vă permite și vouă bugetul ca să puteți să mergeți. Acum să trecem la lucruri mai pământești. Pe lângă faptul că la noi se merge cu colinda, știți, când eram mici și mergeam și colindam și strângeam bani și pe aia veneam acasă și număram, puteți să dați bani cuiva cadou. Nu prea e tradiție de Crăciun să-i dați cuiva bani, dar s-ar putea să-l ajutați.
Să-l ajutați în mai multe lucruri. Că-i dați bani și nu-i dați ceva ce considerați voi că i-ar place lui sau ei. Pentru femei, puteți să, nu știu, o lumânare parfumată puteți să-i luați. O, nu știu, să-i... un curs. Și asta se pupă, cursul se pupă și la bărbați și la femei. Un curs de bucătărie, un curs de, nu știu, vrea să facă un curs pe net de design grafic, da? Un curs de fotografie, un curs de... Doamne, mă iartă că sunt atâtea cursuri dacă vrei să faci. Da, este mai costisitor, nu zic nu, dar s-ar putea să aprecieze acea persoană. Mă mai uit pe listă, că am uitat. O cină în doi undeva, undeva unde nu mergeți. Chiar în fiecare zi, și aici mă refer, nu mergeți la McDonald's sau KFC sau chestii de genul ăsta, nu sunt cine romantice, nu. Mergeți voi la un restaurant dacă vreți. Poți să-i facă inclusiv femeia bărbatului chestia asta, da? Adică hai să mergem undeva, să ieșim undeva la masă. Undeva mai special, într-un restaurant. Știu, pandemie, lăsați-mă în pace, mergeți, vaccinați-vă și nu o să mai aveți problemele astea, punct. Acum o să-mi iau hate că am zis chestia asta, dar nu-mi prea pasă. Puteți să-i cumpărați o floare dacă îi place tipei. Dacă știți că îi plac grădinăritul și lucrurile astea. Nu știu, o carte despre flori, despre plante, despre lucruri de genul. Ce mai avem aici? Produse de make-up, la fel, care intră, probabil, mai bine îi cumpărați un voucher la Sephora și să duceți și ea singură decât să dați greș cu ce îi cumpărați voi. Și nu în ultimul rând, mi-a venit mie așa o idee, gătiți-i o cină. Ei, nu o zic acum de Crăciun, că acum de Crăciun sigur face dânsa sau face el sau cine face, mama, bunica, cine vă mai face mâncare. Asta e altă parte, nu știu, asta e altă chestie, dar într-una din zilele astea între Crăciun și Revelion, până în Crăciun, încercați voi să-i gătiți ei ceva sau, dacă ea nu gătește, să încerce ea să vă gătească vouă. Asta cu ideea să nu dea foc la bucătărie, că dacă dă foc la bucătărie este o problemă. Fără focuri și chestii de genul. Dar este o idee și asta. Și vă zic eu că ar aprecia cineva. Uite, de exemplu, cum uiți eu. Dacă gătesc în fiecare zi sau odată la două zile, apreciez când prietenul meu vrea el să gătească într-o seară sau vrea el să gătească într-un weekend. Da, apreciez și... Oh, super! Mă duc și eu să mă uit la un film, să luăm un serial. Nu știu. Un lucru... Acum vă zic, vă dau din casă, ca să zic așa. Un lucru pe care eu îl fac cu prietenul meu și care nouă ne este, adică suntem super ok cu chestia asta, îl întreb. Spune-mi ce vrei, spune-mi exact ce vrei ca să-ți cumpăr, nu să mă învârt ca o găină amețită în magazin, prin magazine și chestii de genul, și eu îți spun ce vreau. Și tu îmi cumperi mie. Bine, nu? Vă dați seama că nu am să zic, băi, știi, vreau ultimul obiectiv de 70 de milimetri de la Canon care costă 100 de milioane. Nu! Lucruri care vă trebuie, adică lucruri care știți că vă ajută pe voi. Da, uite, eu mi-am dorit camera asta de Crăciun, da? Mi-am dorit să-mi iau o cameră și am zis că am să-mi iau o cameră foto. Și el mi-a făcut camera foto cadou, pentru că stătea și mă întreba odată la două săptămâni, mă întreba, dar care e diferența dintre 70D și 90D la Canon, da? Care e diferența între 80 și 90, da? Care e diferența între obiectivul ăsta și obiectivul ăsta? Și era un moment dat, mă, bine, cauți pe Google, mă, zăpăcește atâta cu camerele. Neimaginându-mi, necrezând. El a vrut un Lego mai special. Eu l-am cumpărat pentru că știu că îl vroia și ori îl cumpăram eu, ori și îl cumpăra el. Am preferat să îl cumpăr eu de Crăciunul trecut ca să-l aibă, să știe eu că îi place. Pentru că nu-mi place să fac cadouri care, nu știu, le pun acolo în dulap și ok, am primit chestia asta și... mulțumesc, m-am bucurat super, dar asta e. Nu, nu-mi place chestia asta, prefer... Cu dânsul să fac ceva... Da, că ia mamei lui ceva mai special sau surorii sau nepoatei noastre, chestii de genul, asta este altceva. Dar eu cu dânsul am ajuns la concluzia că, ok,
îmi trimiți link-ul sau îmi zici exact ce vrei, îți cumpăr, îți comand și asta e cadou tău de Crăciun. Punct. La fel și el. Uite, vreau asta, comandă-mi asta de Crăciun. Și asta facem. Și nouă ne convine așa. Nu știu, poate vouă nu. Acum, cam astea sunt ideile de cadou. Nu știu dacă... Nu știu dacă știți că femeii sau bărbatului îi place să gătească. Nu știu, niște oale mai speciale, niște forme de prăjituri, forme de... Sunt de toate tipurile. O, nu știu, un mixer mai special, da? Dar... Astea le puteți face cadou și în alte zile, nu neapărat de Crăciun. Adică consider că... Uitați, o chestie cadou pe care o puteți face, o chestie handmade, dacă sunteți pasionați de chestia asta, dacă știți că vă pricepeți la astea, cred că ar fi mult mai apreciat, adică eu personal aș aprecia mult mai tare dacă cineva mi-ar face cadou ceva făcut de mâna lui, decât cumpărat. Chestii de bun gust. Prietenul meu e total antitalent, l-a făcut chestii... Nu. Ce am înțeles. Eu sunt aia mai pasionată de handmade decât dânsul, dar da. Așa că... Dar aș aprecia foarte tare dacă aș primi ceva de genul făcut cadou. Ceva handmade făcut. Și uitați, poți să luați handmade făcut, nu știu, știți șosetele alea de lână care le făcea bunica, le stătea lângă vatră și le împletea? Alea sunt niște lucruri handmade care valorează mai mult decât ați crede. Și dacă vă duceți un pic în piață sau vă duceți, nu știu de unde mă vedeți sau așa, dar știu că în Suceava, dacă vă duceți în piața mică, la intrare în piața mică, în piața mare, așa sunt piețele la noi la Suceava, știu că tot timpul erau... niște femei de astea în vârstă venite de la țară care aveau diverse lucruri făcute, mănuși, șosete, croșetate, împletite, lucruri de genul. Și sincer vă zic, prefer să-i plătesc doamnei respective 50, 80, 100 de lei, cât vrea dânsa pe șosetele alea și să iau o pereche de șosete de la ea, decât să mă duc în magazin și să cumpăr o pereche de șosete care costă 15 lei și după 3 spălări s-au rupt. Nu știu, asta este părerea mea. Acum, și gândiți-vă că o ajutați și pe doamna respectivă. Că nu degeaba se duce ea în piață să vândă șosete care a stat și a lucrat la ele câteva luni sau a stat câteva ore bune și a lucrat la ele. Dar asta este o chestie de cum vede fiecare. Mâine! Pentru că nu mai am voce și nu mai am salivă în gură, ca să zic așa. Mâine vă voi prezenta o chestie mai specială, un lucru pe care îl ador eu să-l fac de Crăciun tot timpul și probabil, poate ne vom gândi la ce vom mânca de Crăciun, poate îmi dați și voi niște idei pentru că sunt o pană totală de idei, habar n-am ce-ți gătesc de Crăciun, dar vorbim mâine despre asta. Cam asta este tot ce am vrut să vă zic în video de astăzi. Dacă aveți voi alte idei de cadouri, puteți să-mi scrieți în comentarii, chiar curioasă ce idei de cadouri aveți. Așa că ne auzim mâine cu un alt video și cu alte lucruri. V-am pupat! Pa, pa!